ova pe iarbă. Sunt direct derutat, panicat, stresat. Cel de lângă mine l-a pierdut. Blan, blan, John, John, e cazul să mă mut. Ruta 77, pe mine, frate, sunt departe. Două bucăți cartiere într-un apartament. Frate, suntem la Timfa, în Jamaica. Direct din România. Ceea strigă pante, limonul de curaj. Gaborii pe filaj, acusații de contract. În vază 7-7 zile ale săptămânii. Fac joint după joint până o să cadă plămâni. Încet, încet, încet se deșteaptă. Lumea nu mai e la fel atât de idiotă. Când fumez marihuana văd exact cum e. Când fumez marihuana înțeleg de ce. Am spus că ha. Și tu știi, dacă știi pointul cu jointul, joint trage fumul, dacă știi pointul cu fumul, fum, nu-i da drumul, ține drumul. Pe ruta 7-7 cu zință milia. Și o să alegi mai repede decât Aprilia. Ca bab mari, cheri, bab mari, grupa mare. Și acum îl las pe puia să bereze în continuare. Muzica mea îți face femeia să danseze. Rimele mele îți fac femeia să viseze. Hai, dă un fum și o să vezi că dă din fete. O să vrea să se cupleze cu oricine, dar nu cu tine. Hai să fim hai, arată că și tu ai ceva mai bun. La fel de mare, dar se face scru și te ajută să treci peste probleme, belele, peste durere. Doar un pic de plăcere s-a umplut, ți se pare. Fericirea-i trecătoare, o iei din rahaturile vieții. Eu vin o țigare, chema Gaborii să vine să mă ia. Nu e vina mea, marihuana. Poate sunt pierdut, poate am ceva în plus. Poate sunt băi, băi, sau poate sunt chiar sus. Ce rost are? Așa e mai tare. Hai să fim hai și cor mă răspunde la întrebare. Revenim! Ce faceți, mă, boșilor? Vă salut! Salutare! Haide! Ce ziceți, mă, boșilor? Zi bună! Salutare, Carlos! Salutare, Corazon! Salut, Ciobi! Salut, Măduțu! Bine ați venit, băieți! Nu uitați de like-uri! Dați și voi acolo pe like-uri și tot ce trebuie. Să începem! Să începem în forță! Ce ziceți, mă? Ce ziceți, bă? Revenim la Weekend League în formă maximă de cozonac. Formă maximă, băieți. Aia zic. Ce, mă, vrei să faci 20 cu 0? Bă, nu fac 20 cu 0, dar ție tot îți dau 6. Oh, drop the mic! Oh. Mă, si, ți-a plăcut asta sau nu ți-a plăcut? Zice-mi. Haide! Haide! Să ia zic, mă! Bă, nu mănâncă Eugenii Ciobi. Mâncam pe vremuri, acum nu mai e. Unul singur mai mănâncă Eugenii, știi tu.
Ia vezi, mă, ce e asta? What the fuck, ce e asta? Basta. Tricourile le păstrăm, că poate le mai folosim. Mama, astea-s italienești? Basta! Generalul Basta. Ia să le punem pe astea la mișto. Corect, corespunzător, tot ce trebuie, David, te salut, numai bine. Hai și noi repede cu like-urile, băieți. Repede, repejor. Băi, am 6 cu 1 la calificări. Și cred că vreau să mai fac 2 win-uri, să fac 8. După care o să ne băgăm la Weekend League. Și oricum vreau să-l termin și pe ăsta, pe nebunul ăsta de baston. Ia stai un pic să văd ce am de făcut la baston. Câte mai am de făcut? Deci mai am de făcut play unul singur și win, deci trebuie să mai câștig un singur match. Ca să fie gata bastonul. Să fie gata de ciobi bastonul. Cum joci de azi la, Weekend League? Uite așa m-am trezit bine dispus astăzi, na. Ce crezi? Muzică bună, Ciobi, bine dispus. Vibe-ul ăla puternic, mi-a dat un pic de energie și soarele de afară. Niciodată. Așa, frumos, aferent. Nu știu dacă aveți vibe-ul pe care l-am eu, dar nu-i problemă. O să fiți pe vibe-ul ăsta. Trebuie. Ai săpat în tunel și ești fericit? Mamă, ce expresie e, auzi, ai săpat în tunel să mă arăfa. Poate a săpat nuțul în tunel. În tunelul lui... Nu știu cui. În tunelul cuiva. Hai să-i dăm drum. Vreau să mai fac 2 victorii aici, să avem 8, să avem premii de 8. Băi, frate, astăzi îmi propun să nu mai zic nimic, indiferent de meci. Credeți că ne iese? Păi n-ai cu cine, Ciobi. Dacă nu vii, nu ți-ai bile să vii? N-ai cu cine. Nu știu dacă voi reuși. Îmi propun astăzi să nu mai zic nimic, indiferent de meci. Adică la modul, ok, sare numai pentru el, numai alea, dar să nu mă mai enervez și să mă joc. Nu mai contează. Ah, ce bine a stat Nesta acolo. Mie nu vine să cred, unii chiar joacă cu Nesta. Și o fac bine, nu așa? Oh, che golazo! Che golazo! Ți post, Ciobi, ți post? Ce bine. Ce bine a venit cu Ferdinand. Și ăsta e adevărul, un caț. Știi care e faza? Că postul nu ține numai de mâncare. Adică trebuie să ții post în cu totul, într-o cu totul gen. Nu știu. Olo. Salut Tibi, salut, 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 Veveriță. Veverița zburătoare. Tot
Ultima săptămână o să țin? Băi, o să încerc, cred că măcar vinerea să țin, știi? Măcar o zi pe săptămână. Mamă, ce pasă, nu? Dar cred că nu trebuie să mă ating de jocul ăsta, știi? Dacă încerc să țin. Dacă te-ai atins de jocul ăsta, la revedere, n-ai cum să... Mamă, ce bine i-au ieșit pasele la fază asta. Salut, Alede, acum te-ai trezit? Cred că pentru unii este neața. Este neața pentru unii dintre voi. Ia uzi. Mamă. Ce bine s-a întors. Da, merită golul ăsta. A, tura de noapte am înțeles nasol. Da, e, păi n-ai cum altfel, Ciobi, că n-ai cum să nu juri la jocul ăsta. E, te face cu capul. Haide, let's go, Ciobi, let's go, Ciobi! Le-am dat decisivă. Bă, mie îmi place Jairzinho, îmi dă gol aproape meci de meci. Chiar îmi place. L-am terminat și pe bastonii. Mamă, uite ce mișto arată, fii atent. Mamă, uite cum arată la 91 așa. Îmi place mult cartonașul ăsta, cum arată design. Designul cartonașului e genial. Ce jucători bagă diseară Salah și Pele? Păi și nu bagă și Mbappé? Te salut de pe bicicletă, oh, sportiv. Salut. Hai să mai facem unul să fie 8. Asta era ideea. După care dăm end playoff și ne jucăm la weekend league. O singură rugăminte am și eu la voi, să apăsați și voi butonașul de like. Bagă Salah, Mbappé și Pele, dar pentru alții. Corect, așa este, Cotoi. Salah, Mbappé pentru alții, că noi doar ne uităm pe Transfer Market atât. Mi-au ieșit trigliceridele. Limita e 200. Mam. Păi, cred că ar fi bine să schimb dieta. E clar că nu faci ce trebuie. Frumoasă echipă, echipa invizibilă. A, păi e pe PC, mă. Echipa invizibilă pe PC. Bravo, băi, bravo, băi. Mi-a dat DNF. Bravo, băi, ăștia de pe PC, bravo, băi. A, bine. Hai, se anunță Mbappé la SBC-uri, hai că SBC-uri, da. Salut, David. Țin doar un regim, am lăsat țigare, alcool și cafeaua. Foarte bine, foarte bine, trebuie. Știi care e problema omului de rând în ziua de astăzi? Doar când îi zice doctorul că e nasoală, e groasă, rău de tot, doar atunci se lasă. Când dacă vine vreunul și zice, bă, dar fumează și tu mai puțin sau bea și tu mai puțin sau... Na, du-te, bă, de aici, știi tu. Și după aia când vine doctorul, bă, vezi că e groasă, te lași de toate. Așa suntem noi oamenii, gen, numai când ajungem cu cuțitul la os ne schimbăm. Cafeaua nu e neapărat rea. Bă, cafeaua îți fute toate vitaminele din corp, ceva de genul. Dar da, dacă o bei în cantități mici, poate fi benefică. Dar știi tu cum e, că sunt băieți care beau câte 2-3 pe zi și nu prea mai e bine.
Hai deja, Iru. Ah. Eu nu mai beau nici cafea și nici energizant. Înainte consumam. Mai consumam pentru sală, pentru antrenament, dar nu mai consum. Mă făcea prea euforic, frate, ești nebun, prea nervos. Eram foarte nervos înainte de la cafea. De la cofeină, de fapt. Bastonii evoluție, da. Păi da, da, dacă l-ai făcut la SBC-uri. Da, poți să-l bagi la evoluție. Cică că bine ziceai să facem o cafea. Fă Socrates. Ce n-ai vă să faci cu Socrates, mă, frate? Ăla-i jucător? Ăla-i jucător, mă, Socrates? Ce juca Socrates? A, ce bine, mă, închide ăsta aici. Păi nu mai iau pre-workout de vreo 3 luni de zile. Am luat pre-workout și m-a agitat foarte rău, frate. Eram foarte, foarte agitat, foarte nervos. Și pe stradă, îmi sărea imediat Thunder și astea, adică... Dar de când nu mai consum cofeină și astea, sunt mult mai chill, mult mai... Te agită așa, eu era genul. Dar da, dacă bei în scopuri de genul să ai energie, să asta e ok. Dacă totodată nu e ok și zic de ce, pentru că tu poate ești obosit și cofeina aia te păcălește. Și îți duci corpul la extrem. Mie mi s-a întâmplat odată ceva nasol, gen de la cofeină, de la două energizante. Am luat două energizante, eram foarte obosit și mi-a țâșnit sângele pe nas, frate, pentru că mi-am dat corp peste cap. Puteam să mor, că mi-a zis doctorul, gen dacă nu scurgea sânge pe nas și făceai ceva la creier, cam aia era, gen. Așa că... Nu știu cât de bune și cafeaua asta și depinde ce face. A, bine, pre-workout fără cofeină, da, poți să iei, că n-are treabă, că practic cofeina aia te agită rău de tot. Dacă vrei să iei pre-workout fără cofeină, poți să iei, dar mai bine găsești alte alternative, nu știu, mănânci o banană, bine, nu e același lucru, bei, bagi o linguriță de miere, bei niște suc de sfeclă, bagi o aspirină, adică ai alternative. Dar nu se compară nimic cu cofeina. A, uite mă cât de bine stă, băi, frate, ăsta e incredibil. Stai să mă focusez un pic pe meci. S-a apărut bine rău ăsta, stă numai exact unde trebuie. Mi interceptează toate pasele. Ia uite ce urât. Ferească Dumnezeu cât de urât s-a dus pasul ăsta. Hai mă, alergă mă, Rolf, mă, stai pe loc. Bă, dar nu sare, de ce sare la el? Da, nu e mă, imposibil mă, cum se mișcă ăsta ca șarpele. Deci ca șarpele se mișcă, incredibil cum... E mereu unde trebuie ăsta, mă. Mai bine trag, nu mai dau pase, nu știu. Și mei s-au
Bă, de ce nu dăm o fault? Cola câtă cofeină are? Păi problema la cola nu e cofeina, ci zahărul mai mult. Cofeina ajută doar la concentrare în timpul antrenamentului. Da, dar te păcălește și la energie te păcălește, știi? Adică îți dă euforie. Cel puțin când luam pre-workout din ăla, frate, ești nebun, puteam să trag, puteam să fac și fiare și să mă duc să dau și la sac și să fac și o grămadă de chestii, ești nebun? Dar bine, când se ducea cofeina aia din corp, erai la pământ, ești nebun, erai extenuat maxim. Mai bine ții niște aminoacizi, mai bine ții niște chestii care îți dă un alt fel de energie. Adică pe termen lung e altceva, nu ca vreo cofeina care îți dă pe termen scurt, te crezi... Sandokan și după aia ești mort. Hai să încercăm așa. Încercăm cu mală în aici pe partea asta. Hai să facem și noi 30 de like-uri, băieți. Hai, bă! Nu se consumă așa ceva, Veve. Nu se consumă, frățioare, noi suntem pe mici. Pă mici, pă muștar, pă de-astea. Am, dacă nu-l abuzează pe Mbappe ăsta, vrea să fugă tot terenul pe el. Ăsta-i jocul ăla, Ciobi, știi tu. A, ce pas i-a dat. Ce pas mi-a dat. No, ce-mi faci ăsta cu laudru, mă, băiatule? Bă, dacă de bun e bastonii. Îmi dă gol de aici, că e gros. Da, eram sigur. Ar merge un grătar, nu? Mereu merge un grătar, bro. Un grătar și știi ce mai merge lângă un grătar? Niște oameni de calitate. Cu care să poți să stai la un pahar de vorbă. A, mă, dar nu mai fault, îi dăm o mâncață și. Da, da, exact, de fi, exact. Clar. Mamă, iar a dat prost pas. Hai! Și-am mutat portarul. Vezi că am și eu membru la mine pe canal, dacă eu nu iau membru la nimeni, zi, Veve. Dacă vrei să-ți anulezi membru, poți să o faci, nu mă interesează. Bați apropo de alea, nu? Astea-s apropo de alea, urât.
vagabonții care mă susțin. Sirenele se aud în cartier. Vine gata să ne bage după gratile de fier. Salut, salut, Petru. Pentru fata mea Diana, pentru Chiflă și Luana, pentru Uzi și Liana. Tata e m-a învățat să pun primul vers pe foaie. Întotdeauna, pentru totdeauna, în familie, se știe. Cu greu, pe felie, suntem iară. Plecați pe undeva, pe la vreun concert în țară. E seară, afară, pe felie. Aia e, mă, mâncăți. Din treaba asta murdară. Băieții din parchet suntem dat să facă multe. Noroc pe cineva acolo sus, să-i asculte. Mai ridic un pahar. Salut, Emi, să trăiești. Cu băieții mei aici, la un alt nivel. Pot să vreau să mă trezesc și să mă învăț din nou. Dar un lucru n-am să uit vreodată banii pe show. Pot să dau non-stop și dau din suflet pentru tine poezie. Mamă, ce mă chinui cu ăsta. Bă, chiar sunt curios dacă pot să mă țin de cuvânt astăzi. Și să nu mai zic nimic, mă, indiferent. Adică gen, ok, sare mingea la el, aia. Chiar vreau să văd dacă voi reuși să fac chestia asta. Indiferent că merge bine, merge prost, să nu mai zic nimic. De multe ori mi-am propus chestia asta, dar nu prea am reușit să mă țin de cuvânt. Zic că eu nu cred că reușești. Mie îmi place și aerul, bine, tu ai echipă bună, nu știu dacă o să fie necesar, dar la mine în echipă era necesar și aerul. Dar nu v-am întrebat, până la urmă îl mai bagă pe Bobby Charlton? Nu m-am mai uitat pe leak-uri. Am înțeles că o să fie Mbappé, Pele. Dar nu știu dacă mai e Charlton, Bobiță. Mie mi-ar plăcea mai mult Bobby Charlton decât Pele, mă jur. Bine. Acum visăm, că oricum n-o să ni-l dea nou, clar. Da, ce bine se apără asta. O să trimiți pe Discord pe discuții acolo. Să ne uităm la licuri. Aia zic, mă. Nu mai sunt leak-uri, Charlton ar fi posibil că n-are promo până acum. Păi da, mă gândeam și eu la Charlton. Păi uite, văd că băieții au leak-uri. Bă, oricum e unicat în jocul ăsta, Jair Zinio, la modul cum arată și chestia asta, gen. Înțelegi? Adică nu o să-ți pare rău că l-ai făcut sau că-l faci. Uite, am reușit top cu 1. Nu e rău. Să mai încercăm o victorie, mă? Să mai încercăm o victorie? Poate facem nouă. Oricum, pachetele le păstrăm pentru mâine. O să facem pe copenii mâine. Stai că mă uit acum să văd dacă a postat pe Discord, să ne uităm împreună. Așa de fi, mâncați așa. Bravo, tot. Așa tot. Ia să vedem împreună aici ce avem. Deci avem așa o Gioro. Vezi că n-arată rău nici asta. Dacă mă întreb pe mine, nici asta n-arată rău. 84 pace, 87, 90 dribbling, 90 def. Ăsta n-ai ce să zici, probabil unul dintre cele mai bune cartonașe din joc, vă care și technical. Pelezaurul, bine și la Winter e bombardier, dar ăsta. Da, mersi Defi, mersi. Vezi că arată bine rău. Mamă, Pele 5 cu 5, s-a terminat șmecheria. Ce mai avem? Mai avem Martinez, Lautaro Martinez. Mamă, și ăsta arată binișor. 91-93 shooting, 91 dribbling, 90 physical, puternic.
Și Militao, bă, mie îmi place Militao. Am jucat și eu cu la Winter. Bun, bun și ăla. Ăsta are și raton. Mamă, uitați-vă, dacă îi dă ratonul și intercepții pe el, s-a terminat șmecheria cu Militao ăsta. Să aibă activ raton și intercepții, s-a cam terminat șmecheria. 88 pace, bine rău. Bine, astea sunt niște leak-uri, dar posibil să fie adevărat. Se știe cum ACSVC va fi de seară? Nu știu, la SBC nu știu ce jucător va fi. Mișto box to box, G-uri, da, 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 e un fel de Kanté. De la 8 cu 3, 11 cu 9. E bine că ai făcut 11, vreo, nu mai contează. Avem și Mapi Leon aici, nu mă încântă foarte mult. Nu cred că are înălțime. Mapi Leon. Ao, Mane. Ba, bun, bun, Mane. Bun, 5 cu 4, Mane. Bun, 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 Mane. De Jong, ia vezi, mă, ce mișto, De Jong. De Jong cu 5 weak foot. S-a cam terminat jocul cu De Jong ăsta. 88 pace, 93 dribbling, 87. Frumos, am jucat cu De Jong ăla, Thunder, mi-a plăcut mult de tot. Ăsta cred că e boboc. Foden cu 5 weak foot. Ok. Și mai e ăsta, Salah, care o să fie bombardier rău de tot. Salah, 5 cu 4 s-a terminat șmecheria. Pentru mine 5 cu 4. Probabil pentru alții 4 cu 5. Eu aș prefera un 5 cu 4, dar o să fie top ambele cartonașe. Rapid și fines pe el, mamă, s-a terminat șmecheria cu Salah ăsta. Să sperăm că un SBC bombă seara asta, că mă dau foderi pe afară. Eu nu mai am nimic în club. Zero foderi am. Salah și Pele, că sunt 100%. Păi din start o să avem două mega cartonașe. Pele cu Salah, o să fie top. O să fie top, top, rău de tot. Bă, bun, bune, bune cartonașele, ce să zic. O să fie top diseară. Mersi, mulțumesc de poză. O să fie top. Chiar o să fie top, dar dacă toți suntem aici la secțiunea asta să ne uităm până una alta, hai să... Dacă mai e cineva care, uite, pentru diseară poate vreți să vă cumpărați coinși, gândiți-vă că dacă vreți să deschideți pachete cu coin și shiz mai ieftin decât cu FP-uri, așa că dacă vreți să vă cumpărați coinși de pe u7buy.com, cred că sunt cei mai ieftini coinși posibil. Vă luați și voi să deschideți niște pachete de seară, 1 milion de coinși, uite, 210 roni, cu tot cu taxe, 218 și băgați și codul meu de reducere ca să fie treaba bună, GMG, ca să fie 6% și plătești undeva la 205 pentru 1 milion de coinși și poți să deschizi pachete de pe market, tot ce vrei. Asta așa ca idee, dacă vă interesează. Și mulțumesc tuturor celor care și-au luat deja cu codul GMG 1 milion de coinși. Bun. Oricând o să fie top, dar luăm și noi sau tot așa. O să-i luăm pe aia cei mai ieftini din promoții. Ar merge și pe butonașul de like să facem și noi 30 de like-uri. Hai să încercăm să facem și aici nou, încă un win, ca să luăm pachete pentru mâine, să avem pentru mâine pachete mai bune. Vă sfătuiesc să băgați, dacă vreți, normal înainte de promo, că durează mai puțin să îi primiți. Păi nu știu, durează undeva la o oră, Defi, nu? La tine cât a durat până ți-a băgat pe cont? Undeva la o oră, cred. Eu, spre exemplu, am luat la Tibunu și am luat la 9.30 și abia la 23.40 am primit, că erau full. Păi îți dai seama că au și multe... Când înainte de promoțiile astea, 100% au și mult mai multe comenzi. Gândește-te logic, e clar că merge mai greu. Așa că puteți să vă luați de pe acum. Vorba lui. Luați-vă de pe acum, că după aia de seară, dacă vreți să vă luați, o să vă așteptați mai mult. Am vorbit cu echipa lor și mi-au zis că e nebunie în perioada de promo. Păi e normal. E ceva normal. O să bagi ăștia iar pachete pe store, dar le scumpe. Vlăduix, cred că e român. Aia m-a sărit în Mbappé mai mult decât fundașul meu la cap.
Aaa, ce stil are ăsta, mâncață și se întoarce cu mingea în continuu. Uitați-vă ce stil are. Stilul, iau-o în mână, iau-o în gură. Dar ai cu minte că eu dădeam pase, nu stăteam cu un singur jucător să te întorc pe toate părțile. Salutare, domnul Civas! 24 de luni de membru, puternice. Ce zici, bă, Civas? Stai, că se întoarce cu Maldini, pe stânga, pe dreapta, pe... Cu cine te baci? La muncă, bun. Bagă like-ul acolo. Salut, Ionel! Ah, 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 treaba, am vrut să duci-o până pe stângul, dar nu știu de ce. A tras cu dreptul. Sau eventual trebuie să trag cu trivel. O să-i. De ce, mă, de ce? Se apără cu orba în mâncați și gura. Agață tot. Are Hans în tot, mă, mâncați. Copii, voi sta
bărbați cu minți. E timpul ca adulții să își iasă din minți, să cumpere mașini, haine și bijuterii, telefoane, vibratoare și ecrane LCD. Suntem normali, avem doar nevoi speciale, acoperite de sume proporționale, mai mult sau mai puțin legale, fără mișto. Vreau 1000, 1 milion, da, mă, de euro. Planul e făcut, da, mă, da. Nu o să cerșesc, nu mă umilesc, nu-i împrumut. Fără rezidență la penitenciar, fără să mă stilizez un gabor cu creta pe trotuar. Sunt acționar la 10 străzile, îmi apăr și mi-ajut aproapele. Profit de moment și când fac oala, o să mă duc să servesc un Mai Tai în Hawaii. Că viața e ca un castel de nisip, știu bine, promit să profit doar un pic. Vreau mult sentiment, vreau să simt că iubesc. Țin-o, ia-o acasă, mă, stai, ia-o acasă, mingea, mă, ia-o acasă, mingea, mă, și joacă-te cu ea. Ia minge acasă, mă, frate. Joacă-te doar tu cu ea, n-are rost. Place să ții mingea aia. Da, mă, bă, ăsta nu ține de minge, ăsta doar așteaptă să-l atac eu, ești nebun. E ca și când el trage de timp la 1-1 și 0-0, ești nebun la cap. Bă, ok, știi să ții de minge, dar ții de minge plin mingea, nu ții cu un singur om și aștept doar să te atac, ești nebun. Un stil de căcat, ce să zic. Na. Dar oricum la jocul ăsta fiind un gameplay de căcat, ce te aștepți? Dacă zici că și tu simți la fel, sigur prețul ești faptul că ești liber. Că cineva ți-a zis cândva că momentul în viața asta ți-l mai faci cu mâna ta. E chiar așa, ba chiar mai bine ți-l poți cumpăra, dacă ai de retras o sumă care închide banca. Dar dincolo de asta, aici e vorba de onoare. Ha, oleu, mâncați-și gura ta. Băi, băiatele, bă, dar cum îi se duc toate la fix, mă, uite și nu. Deci, la mili... Uite ăștia trec pe lângă minge, mă, nu mai zic nimic. Mizerie totală. Mai trebuia un centimetru. Stai după fundaj, bravo. Da, frate, zici că a pus-o cu mâna, ești nebun la cap. Da, e imposibil. Ia uite, și ce frăjar. Uite-l cum aștept. Uite-l, mă, cum îi stă fundaș și băi. Băi, nene, bă. Imposibil. Na, ce a fost asta, mă? Ce a fost asta, mă? Nu mi s-a selectat fundașul, mă, și mi-a dat gol. Păi când trebuie să pierzi meciul, frate, că vrea ei, e normal că se întâmplă asta. Păi nu?
A, nu mai în fundaș, mă, nu mai în fundaș. Se apără cu Orban ăla, zici că e cel puțin Van Dijk tot. Van Dijk tot timp. Ok, asta e. Am zis că nu mai zic nimic, nu mai zic nimic. A venit momentul să știi. Oare cât de tare poți fi? Hai agată că poți, lasă-i mască pe toți și lovește să le șine pe cost. Trimite-i la casat ca pe niște rample la remat. Să înțeleagă că au intrat pe teren minat. Ai talent, trebuie să porți coroana. Știu drumul e lung ca pana americana. Schimbă panorama, nu ai ce să pierzi. Mai ales când ai ceva în care să crezi. Trage în țeapă, frate, la fel ca te pești. Ca să făcă ADN-ul pe preș, să iasă cash. Cineva vă rog să rostească sume. Că băiatul meu e hotărât să-și facă nume. Nu e timp de glume, citește adversarul. Oare cel mai tare dă cu farul. Salut, soții. Citește cu ciocanul, preia controlul. Dacă vrei să-ți ații cu viitorul tăptare. Tu ai rupt de când ai crescut. Să arăți din ce ești făcut. A venit momentul să știi. Oare cât de tare poți fi? Salut, domnul Alin. Așa că tăle să sară, tăle să sară. Tăle noapte te arat și pe tot te bucurești. Tăle să sară, tăle să sară. Doamne, ferește, cum se întoarce, asta e imposibil. Ca în Moldova, ca să știe tot și tot și cine este la proba. Faci tot ce faci să faci și să faci bine. Nu te dai în spate nici cu clonți după tine. Din sărăcie, rea mai rău nu o să fie. Ai simțit ce ai trăit, își lacrimi și nebunie. Și nu-i lăsa că vor să-ți ia tot ce-a mai rămas drag în inima ta. Da, e chiar așa, cu sau fără motiv. Ori intenționat sau nu, dă-le nu doar instinct. Că nu suntem tari de cap, dar avem capul tare. Și nu suntem doar vagabunți, o dăm tare. Tu ai vrut de când ai crescut. Să arăți din ce ești făcut. Nu dă faul, mă, uite. Vezi diferența? Când trebuie să pierzi, când trebuie să pierzi, nu dă nimic, nici faul, nici nimic. Absolut nimic. Cum am pișat pe Hans, sănătate tot, e degeaba. Odată n-a trecut. Și toate jabrele s-astupe urechile, s-ascundă privirile, să-și înghită vorbele. La adversari să le dea eroare, că n-au știut vreodată ce înseamnă devastare. Să se lase cu întuneric la mazardă. Băi, dar mă, ce mi-a făcut cu fundaș și cum au stat fundaș și lui impecabil, mă. Dar ce-am tras mai în fundaș? Meciul ăsta, numai în fundaș am tras. În fine. Dacă nu era faza aia cu fundașul, poate era altfel. Deznodăm într-un meciului, dar când fundașul meu nu se selectează și îmi dă un gol gratuit. Hai. Salut, al de mine. Uitați-vă la golul ăsta, fiți atenți, golul ăsta. Deci golul ăsta, din punctul meu de vedere, ăsta a futut tot jocul. Ăsta, golul ăsta. Golul ăsta a futut tot jocul. Eram în fața lui, treia să preia pe piept și uite-l ce a făcut jucătorul. Ok, jocul a fost echilibrat. Dar când se bagă jocul în sine și ajută o singură parte, atunci nu mai, la revedere. Păi uite-te și tu aici, ești nebun să vede de pe lună, te uiți? Te uiți de pe lună, jucătorul meu e în fața lui cu mult. Deci jucătorul meu e în fața lui cu mult. Uite și tu, i-am luat fața. Și ce crezi? S-a deselectat, mă. Uite-te și tu, dintr-o dată se deselectează, nu mai urmărește minge. Uite, aici se deselectează jucătorul și trece pe lângă minge. Și vine culmea direct la el, să gățește cu mingea, uite. Na, uite, ce poate să fie mai porcărie mai mare de atât? Na, s-a deselectat fundașul cu aia. Uite, era în fața lui, s-a deselectat fundașul și îi dă jocul un gol gratuit. Na, poftim, ce să mai zici. Gândește-te că l-am
Da, da, în fine, nu mai contează, nu mai vreau să zic. Totul a fost perfect, ești până și lobul ăsta. M-am făcut că ies cu fundașul, a dat loba, a mușcat-o și tot degeaba, tot n-a reușit să. Nici dacă o punea cu mâna, nu. Deci am dat bait, s-a dus ăsta înapoi și ce crezi? Tot n-a reușit. Fii atent, no, uite, la un centimetru distanță. Uite, a ridicat cu întârziere mingea, vezi? A ridicat mâna cu întârziere, că putea să o ia. Uite, putea să o ia, dar s-a ridicat, el a ridicat mâna cu întârziere, frate. Salut, după update, nu te mai poți apăra. Nici nu mai contează. În fine, am vrut să fac nou win, da? Asta e. N-are nimic. E ok și așa. Și acum, sincer să fiu, nu mai merge să dau advance, uitați-vă și voi. Joc de 100 de euro, joc în care ar trebui să ne pierdem atâta timp. Uite, apăs ca disperatul aici. Degeaba, nu mai merge. Nu mai merge advance. Na, să-ți trăiască familia, dacă nu acum vine să iei controlul și să-i dai un, să arunci direct consola pe geam. Și cu tot controlul, mă fut în ea de console, ce vă? Da, mă, lasă. E singurul joc, frate, care nu te poți juca mai mult de o oră fără să se blocheze meniu. Deci dacă te-ai jucat o oră, e imposibil să nu se blocheze meniu. Deci ăștia n-au făcut un joc în așa fel încât să ruleze cum trebuie meniu, da, jocul în sine, gameplay. Deci ei n-au fost în stare să facă jocul în sine, să ruleze cum trebuie meniu, naiba, dar să, ce, nu mai zic mă nimic, ce sunt. Nu mai zic mă nimic. Mai iau o gură de ceai și îmi văd de treaba mea. Atâta s-a putut, Aline, anul ăsta, atâta s-a putut. N-au fost în stare să facă nici măcar un meniu cum trebuie. Bă, nici măcar un meniu, bă. Bă, nici măcar un meniu, mă. Să nu-l faci să meargă cum trebuie. Mai bine stai calm acolo, că e bine. Hai să ne apucăm de Weekend League. Gândește că pe PC se blochează și pe transfer list apar toate. Păi da, și la noi se blochează pe consolă în transfer list. Păi și noi, e un fel de alt F4 când închid aici așa și dau așa să închid, e un fel de alt F4 când închid jocul așa. Eu zic să nu te joci. Lasă-mă, Ioane, că n-are nimic problem. Pe PS4 e mai teroare cum merge. Păi pe PS4 e făcut ca să vă mutați voi pe PS5. Pe varianta next gen. Pe Xbox a blocat doar o dată la mine. Se blochează și pe Xbox. Dacă stai pe transfer market, pe alea, se blochează și acolo. Hai să ne băgăm un pic la Weekend să vedem cum să luăm pulsul. Sper să mă pot abține, să nu zic, să nu mai zic nimic, gen să nu mai. Așa cum e jocul, nu mai contează, știi. Asta e dorința mea, să nu mai zic nimic, chiar dacă se întâmplă fazele astea, cum s-a întâmplat și meciul trecut. Pentru că și dacă zici, și dacă nu zici, tot aia e, că nu o să pot să schimb cu nimic. Tot așa o să fac, tot aceleași win-uri, tot aceleași înfrângeri, tot același rahat, așa că mai rău mă consum dacă stau și zic, și fac, și drept. Nici n-are niciun rost. Și face mai mult decât
Mama, astea zici că ești de la... Vezi că arată bine astea de la Arsenal. Nici nu știu cum, vreau să mai schimb kiturile, dar nici nu știu cu ce kituri să mai joc. M-am cam plictisit de toate. Salut, Cheliosule! Vezi la store? Lasă-mi că iar mai pus să cumpăr mingea aia și e cea mai prostă minge. Am dat degeaba 30 de ca dacă mă iau iar după tine. Da, crimă cum a fost și mingea aia și nebun, mai pus să dau 30 de ca pe mingea aia și nici nu o folosesc că nu se vede. S-ar putea să-ți le dane. N-ai nimic de pierdut. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, târfelor și domnilor. Bine ați venit la... M-a pus ăsta să cumpăr o minge, domne, că e șmecher, rău de tot mingea, că nu știu ce, și când intru nici nu se vede, zici că e gazon. Are aceeași culoare ca precum gazon, ești nebun. Cea mai tare minge, domne. Care kit, mă, astea, cu flashback? Anturajul poate să fie partea bună, partea proastă dintr-o viață. Mi-amintesc atunci când mama îmi vorbea de anturaj 2-4-6. 8-10 ani au trecut, la alt nivel vorbesc. Un homar poate suspine la pușcărie. Mă duc, mamă, sunt dependent de... Au, ce tare arată ăsta roșu. A fost doar un exemplu, totul depinde de tovarăș. Depinde cine se fute cu tine, dacă are bani la tine, dacă ai bani la el. Din orice motiv și în orice fel. Vreau să bagi iar și la bulania aia. Dacă bag iar mingea aia și apulania iar. Pe aia na, o iau. Uite, uite ce minge au băgat, mă. Uite pe asta să-ți iei tu, mă. Pe asta să-ți iei, că zici că e bombonică. Să mă ară băieții, dacă zici că e Rafaelă. Zici că te zici cu Rafaelă. Da, ia 100%, că e mișto rău, zici că e... Da, zici că e trimit minge, vreau. Urâte astea. Dai de belea, tot el e primul care știe. Îi prefer pe 10-ai tăi în loc de alții 1000. Astea, mă, zici că-s de la salubritate? Uite, mă, mingea asta, m-a pus să cumpăr mingea asta cu aia. Deci mingea asta zici că e, zici că e gazon, așa se vede în game. Deci în game nu ai cum să vezi. E mizerie rău de tot mingea. Unde e news, mă? Unde vezi tu news aici? E frumoasă doar așa când o vezi de aproape atât. Da, mă, frate, nu sunt la news, no news available, ce ai mai... Nu merge, puii mie, ce nu înțeleg. Bă, moșule, dau triunghi și atât, și ce, dacă dau enter, nu merge. Uite, dacă dau enter, zice, nu, asta e available, ce boală ai. Bă, oricum zici că-ți dai de la salubritate, ești nebun cu dungile astea, zici că ești de la Rebu. Rebu, direct. Du-te, mă, cu astea. Mă iau eu, nu mă mai iau eu după tine niciodată. Ai cele mai proste idei, nebun.
Da, mă uit la ele așa, nu? Da, e crimă. Lasă, joacă-te tu cu Rebu. Joacă-te tu cu Rebu, frate. Uite-l pe Pele, 5-5. A venit el să-mi arate el kiturile de la Rebu, mă, să-ți trăiască ție. Are nevoie de dalea reflectorizante să le vadă mai bine. Joacă-te, băiatul. N-am timp să mă joc și pe telefon. 37 de like-uri, băi, să ai încă 3 like-uri să facem 40. Se joacă cu Armstrong ăsta, mă, uite. Salutare, domnul Georgian Dascălu. 31 de luni de membru. Bun. Ah, m-a faultat că era gol. Era gol, dă-i roșu măcar. Hai că e de roșu, e bine. Păi oricum era gol, bine că i-a dat roșu. Cu capitanul Giovane Elber. Dau direct. Nu stăm la discuție aici. Prea tare. Mă, ci s-a dus omul în cață și sani. Aia zic. Regele, bă, dar parcă e unde trebuie mereu Jair Zinio ăsta, asta îmi place la el. Poate nu e cel mai bun atacant el, normal că nu e, dar... Parcă se poziționează bine pe rucă. Asta îmi place mereu, e la pase, unde trebuie, acolo. Pac, cu poarta goală, pac, ți-am fipt-o. Se poziționează super bine pe rucă. Tu ce-l joci pe Jairzinho, Corazone? Îl joci în bandă sau striker? Oh.
Iar Jairu, mă, iar unde trebuie Jairu, iar gol. N-ai, mă, se poziționează incredibil Jairzinho ăsta, mă jur. Ha. Nu mă aștepta. Chiar se poziționează blană rău de tot. Salut, Cristian Jur, salut. M-am trezit cu un vibe super bun, frate, azi. Chiar m-am trezit cu un vibe bun. Trage pe verde. Da, mă, let's go! Mi-am propus asta să nu mai zic nimic de joc. Nu știu dacă o să-mi iasă. Da, hai, poate ne iese și nouă, poate ne iese și nouă 50 de like-uri dacă... Aoleu! Dacă apăsăm butonașul, bineînțeles. Hai, mă, ce-a făcut? A căzut ca o bășină! Uite, mă, frate, deci nu i-am făcut nimic, alergam în spatele lui și a căzut ca o bășină și direct penalti. Incredibil. Da, mă, te-am știut, te-am văzut de pe lună, te-am văzut că acolo de... Da, tată. Poate nu luăm și noi gol acum din corner, nu? Da, frumos, superb, superb a bătut. Da, mi s-a întâmplat și mie ce s-a întâmplat ție acolo, Ciobi. Păi nu trebuie să aibă mingea ca să dea penalti, gen... Hai, mă, noi primii, mă. Da, Zidane. Bun rău bastonii ăsta. Hai, mă! Aoleu! Trebuie un gol cu ăsta ca să fie bine. Fanaticii spun că e relevant, că până și cei neinteresați găsesc interesant un tank.
Deci că te aduce joc, îmi propun să nu mai zic nimic de joc și hopa, două secunde penalti. Bine că l-ai scos, da, așa e. Să știi, și la pachete ai văzut că de multe ori când vorbești de un jucător varză, pe ăla ți-l dă. Bine, când vorbești de jucător de aia șmecher, nu ți-l dă pe aia. Aia e clar. Haide! E imposibil, mă. Imposibil, nu acolo la Jerzini. Bravo, Rolf. Coșmarul meu, Van Dijk. De ce oare mă pui la un loc cu tine? Poate nu-mi dau seama, cine știe, poate ai mâncat cu mine din aceeași farfurie. Hă, incredibil, incredibil, nu mai vrea să intre un gol. Hai, mă! Nu mai vrea, mă, nu mai vrea să intre un gol, mă, e imposibil, zici că... Nu mai, se întâmplă ceva. Oh, salut Adrian Hurdubaie, ce zici, mă, frate, mai trăiești? Nu te-am mai văzut pe YouTube. A, ah, mă, imposibil. M-a prins. A, ești tiktoker acum, bro? Am înțeles, n-am știut. A, dacă ție îți place, pe mine nu mă dă în vânt TikTok-ul ăla. Nu mă omor după el. Salutare, domnul Costi, altceva? Iar ai schimbat kiturile, pe mă plictisesc repede de ele. Offside? Cred că e offside. Da. Așa se intră, Costi. Știi tu ce zic? Hai, mă! Bastoni! Bastoni, impecabil! Ce ai, mă, impecabil Bastonia? Joacă cu un DCDM. Mamă, ce viteză are Lewandowski. Ferească Dumnezeu, ce viteză a avut.
pentru Mircea nebunul, odihnească-se-n pace. Na, s-a făcut că se duce și nu s-a mai dus. Aia cât a scos portarul ăla. Păi da, cred că cartonașul ăla l-are, ăla CDM-ul ăla. Din primatii reprezentând străzile, este gherila pe teme. Penalti, da, mă? Fii atent, frate, Husenii da, mă, da. Acum toacă poate așa o să ne facă și le spun. O dăm cu fiecare dintre voi parte în parte. Indiscutabil și direct trecem la fapte că nu e nicio trupă mai unită decât noi. Da, că noi n-am început nicio 3-0. Că noi vă luăm la bun. Atunci când nu aveți măsură, afară să dăm nume, vă simțiți futu-vă în gură. Lumea vă aude, poate unii chiar vă cred de-aia. Stau așa, mă uit la voi și mă încred. Oare cât o să rezist să nu vă dăm măcar o palmă? Poate o iau rata și vă caut cu vă armă de foc. Credeți-a albea, am destule. Bă, dar e prea bun baston ăla, mă. Nu știu, genial. Bă, cât a scos Ter Stegen, e incredibil. Are cartonat special Ter Stegen, mă? Îi dă lui carton. Care carton? O să fie Pele, o să fie Mbappé, posibil Bobby Charlton. A, lui Bobby, așa zici tu, carton? Posibil să-i dea, posibil să-i dea. Pe ele ăla e altceva, 5 cu 5 o să fie altceva. O să fie, o să fie cartonașe bombă rău în seara asta. O să fie cartonașe puternice rău. Aoleu. Știi ce înseamnă asta? Nu pot să cred că o să ții coin și să deschizi pachete. Nu pot să cred că faci chestia asta. Uite mă, om ca lumea, Alin. Păi, de cap, cât arată acasă. Arată în mare fel Rolfo. Păi vezi că e bombă rău in game. Vezi că se simte maxim plus 3 ăla pe care l-a luat Rolfo. Maxim se simte. Cu codul de la rege. Te pup, frate, mersi mult de tot. Cred că ești acolo în top. Ai luat printre cei mai mulți coins cu codul meu. E fain tare fără chat pe Xbox. De acum trebuie să fiu cu minte. Azi sau mâine trebuie să mă lase să scriu. Iar o să am stat pe o tușă. Păi dacă vorbești urât. Bine, pe PC sunt și mai ieftin. Dar nu mai contează, oricum, mersi. Ce contează? Bun, avem și noi 2-0. Salutare, domnul Retrai. 38 de luni de membru, frățioare, zboară timpul. Zboară timpul, frate. Zboară timpul, frate, incredibil. 3 ani. Avem și noi 2-0 la Weekend League. Cu echipa asta de bocanci. Time flies, frate, time flies. Scor 2-0. În loc să-mi pună moderatorii mei scorul, mi-l pun singur, na. Oricum ți-am zis, dacă te ajut pe tine, mă ajut și pe mine. De acord, nici tu n-ai nimic de pierdut că bagi codul meu, nici eu n-am, adică eu am de pierdut, gen, dar înțelegi ce vreau să zic. Oricum, îți faci un bine și ție. Pentru că ai ajunge mult mai mult dacă ți-ai luat FP-uri. Puțin spus boară, bă, să știți, Ațichi, să știi. Trebuie să ne vedem și noi, mă, frate, la un șpriț, la un alta. Mereu cu treabă, Tzatziki, mereu cu treabă. Toată ziua cu savarina, cu alea, cu eclere, cu alea. Mai lasă-le, domne, iartă-mă. Asta este, sunt om, unii români sunt altceva pe FIFA. Da, și este, Cristian. Mai bine ți-i chat-ul închis. Când eram copil era așa lungă vacanța de vară, acum imediat trece, da? Da, așa este.
Erau alea 3 luni de vară, ha, ui, nebun la cap. Era ca un an de zile, gen, așa simțeam. Păi dacă nu poți în weekend, atunci când, frate? Când toată lumea e gen în weekend, na. Hai să vedem dacă reușim să facem 3 cu 0. Încercăm. Uite-l pe ăla, mă, a intrat în plasă. Olu, am învățat-o să dea pe poartă. Dar nu acolo am vrut pasa, ăla... Da. 0-3 Ioane, păi eu am 2 cu 0, ce facem? A, uite-l pe ăsta cum fuge, băi! Stai cu minte cu Roberto Carlos ăsta cu păr, că parcă nu e el. Nedved, what the fuck, joacă cu Nedved. Bă, ăsta o dă doar în față și fuge după ea, mă, uitați-vă la ea. Doamne, ce, bă, ce, ce stil la unii, mă, mâncați în gura ta, ce stil la unii. Let's go! Atâta, decât în bandă o dă și fuge. Dacă mă pun în fața lui, iau mingea, uite. Acum știu ce faci. Atâta faci om. Salut Bogdan Mihai, fără nervi, Doamne ajută. Ăsta e scopul. Așa, dă-o în față și alergă după ea. A, uite unde stă.
am lovit atunci în cap, acum e mult mai mult. Sunt doar câțiva băiețași pe care-i vezi lângă noi. Te uiți la noi, noi urât la voi, ca la noi. Am mult respect pentru mulți, mulți, mulți oameni bătrâni și trecuți. Urmează partea de târfe de falși. Cred că știi care se bucură prea mult să vadă tank-ul de mic. Pe gavuri plătești, sunt ai tăi și degeaba. Uitați-vă ce goluri primesc. Hai. Ce stil urât de joc are și ăsta. 44 de like-uri, băieți, hai să facem și noi 50. Joacă 4-2-3-1. Da, la ciupeală joacă. Dar îi merge. Îi merge ciupeală. S-a băgat 4-2-3-1, toată echipa în poartă. Hai, mă, mai repede, mă, Jairzinho, mă. Stă mult, mă. Asta doar atâta, mă, încercă cu ciupel, dar... A, uite mă, în loc să trag, bă, ce mizerie, mă. Calm. Pentru că mereu vrei să dai gol, Ciobi, vrei să ai ocazia aia, nu poți să trag din toate căcaturile de unghiuri, frate. Dacă nu simți că e gol, n-are rost. Fă-ți faza, iure. Păi tu crezi că eu joc ca tine să trag din toate unghiurile, ești nebun? Dă un doping, gata, trag. Dacă nu simt că e gol, nu trag, ești nebun. Prefer pasa, extra pasul, frate. Încerc să dau în fața porții, că acolo e sigur gol. N-ai bă, frate. A, uite cum scoate Courtois, mă, futu-ți în sosul tău.
Mai bine te-ai uitat. Hai, demo. Canavarul vieți. Uite, mă, nu pot să iau mingea, mă, uite-te și tu cu canavarul. Bravo, mă. Ha, uite, mamă, uite cum ia mingea, poftim. Ești nebun la cap. Uite cum trece, băi. Asta e. Asta e. Bine că am mutat porta. Bravo, bro. A, uite și la Zidane am dat, frate. La Zidane am dat, frate. Nimic sfânt nu mai rămâne încet în faptă sau gând. Animale cu două picioare merg pe pământ. Sângele se face apă, rude schimbă fața. Ești rănit de oameni pentru care ți-ai dat viața. Când răul intră în casa ta și ți execută cu ură familia. Fenomene, reacții, gesturi extreme, sentimente tâmpite, alcool, ceva lovele. Și cred în Dumnezeu și am păcatele mele. Îți spun, nu înțelege aiurea, n-am venit să-mi dau stele. Nu caut mântuire, nu mă schimb, nu sunt un sfânt. Și văd lucruri care bă, o care lasă mutul mă și-omoare căinare copii fără cuvinte. E puțin sus de sperii să auzi ce au în minte. Întreabă o mamă fără copil ce simte. Deci o să răspundă și găsește tu cuvinte. Bravo, Robi, te-ai dus să te calmezi. Nu, la, bă, dar nu mai îmi ia pasele unde dau eu, mă. Se duc numai aiurea pasele dintr-o dată. Deci cred că am greșit 3-4 pase numai că așa a vrut jocul, frate. Tot el primul, băi. Ce ai, mă, că n-ai ce să-i faci, a băgat constant preșă. Ce pressing fac ăștia când bagă constant pressure? Pe la noi nu e așa niciodată. Penalti. A dus, mă, aia zic. Am și o parte de rebound de 1.90 și poarta goală și comandă pe lângă. Tipic românesc. Tipic românesc. Am reușit să câștig cu Chiu cu voi. Zufart, ăsta cred că era neamț. Raiflich Zufart. Ăsta e, e neamț de la 100%, ești nebun, după nume. Salut, Costache, salut, salut. 3-0, e bine. E bine, iar neamțul de Ion are 0-3. Pe ce facem, Ion? Oricum, încep prost, dar termin bine, tot aia e. Încep, e bine, termin prost.
Pom 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 parara. Pom pom. Păi e bine trecuseră, e bine, ok. Frate, când te-ai născut eram plecat, am aminte și acum. Când m-am întors și te-am văzut, erai cât un pum. Timp a trecut, acum ai 9 ani jumate. Încep să experimentezi din viață cât se poate. Și toate te atrag și în curând o să dorești. Că sunt multe de făcut pe străzile din București. În primul rând, ferește-te de heroină ca de dracu. Și dacă încep să bei, nu uzur pe capul. Nu te apuca de furăciuni, înșelăciuni și șacă. Că tu ai șansa să urmezi o cale mult mai dreaptă. Indiferent, nu dau înapoi atunci când ai dreptate. Dar nici nu ardea iurea, frate, știi că de la viață. Mamă, ce echipă, bă! Pele, Winter, Blanca la ultimul, Mbappé, bă! Bă, ce echipă are asta, bă! Messi, Totti, mamă, ce echipă, mamă! Mamă, aduceți coșul ăla de goluri. Încep prost, dar termin bine, asta e lecție de viață, să știi. Aduceți și voi coșul ăla de la Kaufland, că mi-au multe meciul ăsta. Mamă, ce ai înscrie gol. Ce ratare, ce ratare. Bună intenția, dar mai repede un pic. E incredibil, nu? Nu vrea să trag la poartă. Bă, dar ce faci ăsta? Pe stradă nimic, pentru ei nimic. Lasă cată, nici bănică nu a vrut să
se ducă la pușcărie, dar nu e mereu așa cum ai vrea să fie, mai ales dacă tu nu faci nimic pentru tine, mai ales dacă faci mai mult rău decât bine. Ne doare fix în pulă despre lege, da, stop! Legea din cartier nu lăsa nimic deloc. Am ales să fac asta fiindcă altceva n-a fost și vreau să fac bani din asta pentru că altfel n-are rost. Fără pop, fără rock, fără R&B, fără gabor de ghizat și târpe cu pretenții. Am multe de făcut și multe de făcut, așa că despre proști n-am să vorbesc, doar îi fut. Băieții mei sunt tot reprezint Pantelimon, de fix pentru toată România. Și yeah. Am ales să fac asta, altceva n-a fost și vreau să fac bani din asta, altfel n-are rost. Am ales să fac asta, altceva n-a fost și vreau să fac. Hai, n-ai cum să treci de Blanca ăla, nu? Deci Blanca ăla nu, cred că e cel mai bun fundaș din joc. Deci efectiv n-ai cum să treci de să fumez, să mă trezesc și să fumez din nou. Dar un lucru n-am să uit vreodată banii pe show. Pot să dau non-stop și dau din suflet pentru tine poezie de stradă despre cei ca mine. Nu am pactul cu diavolul, dar nici cu Dumnezeu. Pot să spui vocal. Hei, nu vezi ce haos e pe teren? Îmi pasă cei pe care îi iubesc, mă așteaptă acasă. Dacă-i vorba despre asta, atunci zic că sunt la timp. Încă o dată pentru vagabonții care mă susțin. E incredibil Blanca ăla, nu poți să-i faci nimic, agață tot, mă. Incredibil Blanca ăla, nu, om, cați. E incredibil. Tata e m-a învățat să pun primul vers pe foaie. Întotdeauna, pentru totdeauna, în familie, se știe. Cu greu, pe felie, suntem iară. Plecați pe undeva, nu la vreun concert în țară. E seară, afară, târfele sunt iar pe stradă. Și ele fac parte din treaba asta murdară. Băieții din cartier sunt tentați să facă multe. Noroc pe cineva acolo sus să-i asculte. Penalti, penalti! Hai, mă, e incredibil jocul. E incredibil jocul. Domnul arbitru, să vă băgați fluierul în găoază. Îl aveți degeaba. Pentru tine poezie de stradă despre cei ca mine. O să fumez, să mă trezesc și să fumez din nou. Dar un lucru n-am să uit vreodată banii pe show. Pot să dau non-stop și dau din suflet pentru tine poezie de stradă despre cei ca mine. Am ales să fac asta, altceva n-a fost și vreau să fac toată din asta, altfel n-are rost. Am ales să fac asta, altceva n-a fost și vreau să fac toată din asta, altfel n-are rost. Cred că n-ai jucat cu Blanca ăsta ultimul. Deci efectiv n-ai cum să treci de Blanca ăsta ultimul. E altceva, nu știu, e altceva, e un fenomen. Păi lasă-l pe la Baze, la Baze m-am jucat și eu mult timp. Vorbesc de ăsta ultim. Uite cum agață, tot Rio a agățat și mingea. N-ai, mă, uite, e blanc, uite și tu cum se întoarce. Cum se întoarce, cum intră în tine, n-ai, e imposibil să-i faci. Imposibil. Deci eu n-am întâlnit niciodată un fundaș mai ca Blanca sau ultimul, niciodată. Băi, băiatule, băi, cum se apără, băi. Încă un bai ramar fă în Pantelimon,
doi câte doi se duc pe rând către dormitor. Că treaba s-a început. E incredibil să nu mai zic. Nu e în stare să facă o preluare, mă, se întoarce, face piruete, face de toate. În loc să facă o preluare simplă și să tragă la poartă. Hai că vine iar Blanca. I-a picat mingea în spate, mă. N-ai, mă, meciul ăsta n-am cum să-l câștig niciodată. N-am cum să câștig niciodată meciul ăsta. Ok, am înțeles. N-am cum să câștig meciul ăsta. N-aveam cum să câștig din moment ce îi pică mingea în spate și fază de gol și îi pică mingea în spate și vine la adversar mingea. Asta e. Nu mai zic nimic. Uite, bă, trece pe lângă ea. Hai, mă, las-o morții, dar o pasă să nu dai și tu cum trebuie. Dă-o, mă, să-n cur, ai intrat mor. Am luat campaină la bronz de 90 de TTF să mai joc, mai are șanse să crească. Ce campaină bronz? Nu știu la ce te referi. Ai luat bronz aia, zi, jucătoarea de fotbal, nu știu dacă mai crește. Habar nu. Hai, cum le agață. Cum le agață, cum le agață. Nu vreau, mă, să rămână mingea la mine.
Gata, asta e meciul GG. GG, GG, nu mai aiurea a fost meciul ăsta, nu mai aiurea a fost meciul ăsta. N-ai ce să faci. Chiar n-am ce să fac în meciurile de genul ăsta, n-am ce să fac, ești nebun. Nu mi se pare că meritam să pierd, dar nu mai contează ce merit eu. Și ce nu contează ce vrea jocul. Am avut 7 șuturi, adversarul a avut doar 4. Am avut 2,1 expected goals, adversarul 1,7 și el m-a bătut totuși cu 2-1. Am avut 140 de pase la 115. Ce pot să zic mai mult de atât? A agățat toate baloanele, ce să mai zic, aia, 3-1. Aia, am zis că nu mai zice nimic, frate. Jocul ăsta își face scenariu, cum vrea el. Dacă ne-ar lăsa să jucăm, ar fi cu totul altceva. Dar nu e vorba de statistică, e vorba cum s-a prezentat jocul in-game, adică mi-a agățat toate baloanele, nu s-a văzut? A agățat toate pasele mele, efectiv se aruncau ăia pe teren după pase. Și ai mei dădeau numai pe lângă minge, da? Asta nu se pune, e doar în mintea noastră. Suntem noi jucători slabi, de-aia se întâmplă chestia asta. Adevărat, Cristian. Joga bonito. Pe mijlocul porții. Are Ronaldinho și se joacă cu Claudia Pina, frate. Joacă cu Claudia Pina, mâncați. Da. Ok, gata, e pierdut și meciul ăsta. Uite mă cum ies pasele astea, mă, frate, când eu sunt primul la minge. Deci eu sunt primul la minge, frate, se vede clar că eu sunt primul la minge. Și totuși el îmi ia fața, mă, n-ai cum. E pierdut și meciul ăsta, n-ai, de la 3-0 facem 3-2. Hai. Ăsta e jocul, super, nu mai zice nimic. Uite, uite și până și Ronaldinho întinde piciorul, uite și cum întinde piciorul Ronaldinho, frate, deci că e fundaș. La ei e incredibil, frate, deci la ei toți jucătorii ți agață. La tine nici fundașii nu întind așa piciorul. Fundașii se uită la minge. Bună pula mea în rest. Pula ta te doare pulă. Copiii se nasc fără niciun viitor. Deci domnule ministru, deputat sau senator, cum tu apar mereu cu masca ta. La fel și tot de atâtea ori îți doresc eu ție moartea. Lăcomia ta e mare pentru o țară în care trebuie să fur ca să îți iei mâncare. Românește,
îți spun, dacă este să compar, ar trebui eliberat toți cei din penitenciar. Tu ești ăla care spune mie că tu vrei să mă ajut să trăiesc, că tu vrei să-mi dai moartea în dar, nu eu, tu ar trebui să fii la penitenciar. Că tu ești ăla care spune mie că tu vrei să mă ajut să trăiesc, că tu vrei să-mi dai moartea în dar, nu eu, tu ar trebui să fii la penitenciar. Că tu ești ăla care spune mie că tu vrei să mă ajut să trăiesc, că tu vrei să-mi dai moartea în dar, nu eu, tu ar trebui să fii la penitenciar. Tu cumva tu mi-ai furat o vilă, o mașină, o urmă de speranță să mai ies la... Salut, Vladinski! Nu mai spune tu ce e bine și ce nu, nu vorbi tu de dreptate, că nu știu ce înseamnă frate. Nu e nicio vrăjeală, nu e nicio Caterincă, fur de la tine, înțelegi de ce? Fiindcă un copil fură dintr-un magazin, ia 4 ani, un ministru corupt, ce face el? Doarme pe bani, îl fut în gât, îi iau tot și trăiesc ca el, și să trăiască el ca mine fără bani. În cartier, la același nivel, cu toată lumea din stradă, să se gândească la ce e căcat să pună pe masă, că dacă eu sunt criminal, tu ce ești, unul legal? A, da, tu ești doar un criminal legal. Românește! Îți spun, dacă este să compar, ar trebui eliberat toți cei din penitenciar. Ce morții tăi, mă, treci pe lângă minge. Incredibil. Mașini, haine și bijuterii, telefoane vibratoare și ecrane LCD. Suntem normali, avem doar nevoi speciale, acoperite de sume proporționale, mai mult sau mai puțin legale, fără mișto. Vreau 1000, 1 milion, o tonă de euro. Planul e făcut, sunt gata să-l execut. N-o să cerșesc, nu mă umilesc, nu împrumut. Fără rezidență la penitenciar, fără să mă stilizez un gabor cu creta pe trotuar. Sunt acționar la 10 străzile, îmi apăr și mi-ajut aproapele. Profit de moment și când va cu ala, o să mă duc să servesc cu mai tai în Hawaii. Că viața e ca un castel de nisip, știu bine, promit să profit doar un pic. Vreau mult sentiment, vreau să simt că iubesc, și în ultima clipă să simt că trăiesc. O să ajungi la Bărăcean ca te deștept ce ești și te trezești când ai realizat nimic să îmbătrânești. Te-ai gândit toată viața cum se poate să fie bine asta, când toată bucuria a trecut pe lângă tine. Îmi place ei să nebunesc când văd o târfă beată în dres, clasa business dornică de sex să nebunesc. Iubesc să fumez un cui ca să mă ducă fix la dracu să-i dau și lui. Și muzica să cânte și bani să ai, și ai grijă să-i cheltui până ajungi în rai. Da, ai grijă să-i cheltui până ajungi în rai, că poate Dumnezeu e fiscu și tu trebuie să-i dai. Tu dormi, dormi, nu dormi. Dacă știi, frate, să furi, fură tu cum știi. Dacă poți, frate, să bei, atunci bea tu pentru tot. Dacă ai omorât un om, scapă tu cum poți. Că viața e ca un castel de nisip, știu bine, promit să profit doar un pic. Vreau mult sentiment, vreau să simt că iubesc, și în ultima clipă să simt că trăiesc. Pe străzi fără cărți, pe unde se adună brigăzi, pe unde unii stau trezi la fel ca perile în lăzi. Pe acolo vin ușor mergând către viitor, fără teama că vine o zi când mor. Deci, dacă zici că și tu simți la fel, singur prețul ești faptul că ești liber. Că cineva ți-a zis cândva că momentul în viața asta ți-l mai faci cu mâna ta. E chiar așa, ba chiar mai bine ți-l poți cumpăra, dacă ai trebuit tras o sumă care închide banca. Dar dincolo de asta, aici e vorba de onoare, de coloane vertebrale, nu de parale. Așa că ce e cel mai important sau mai presus, să-mi trăiesc viața și să ies cu capul sus. Că știu că pot să plec când vreau eu, dar am să plec cum se zice când vrea Dumnezeu. Acum cântă.
Am uita portarul, mă, zdreanță. Să-mi vătați tot să vă mutați portarul. Portarul GG, portarul GG. Portarul GG. Portarul GG. N-are nicio treabă portarul meciurile astea. Bine a mers primele 3 meciuri și dintr-o dată s-a întors matchmaking-ul, frate, ești nebun. Deci pe ăsta cu ară, n-ai? Da, bine, bine pe talent. Hai băiat, cade pe jos. Na, na, nu, nu mai pot să câștig un meci, uite, știu, uite ce se întâmplă, mă, uite ce se întâmplă în meci. Doamne, ferește cum sare minge.
mii de zile de vorbi lucruri serioase. Despart boxe în case cu rur de femei frumoase. Nu înseamnă băutură și cioșturi, dar mereu o să miroasă băutură și cioșturi. UG, pe teme te-am învățat să vrei, te-am învățat să iei fără să ceri ca vrei. Ce să mă pești pe ei toți, că nu înseamnă nimic, nici morți. Toți ăștia care cred că se vorbește pentru toți vorbeam și nu vorbe înainte multe ori. Spuneam cum trăiam pe umbitare de tot pe vorba, nu vorbi de cum era. Spune cum e, dau încă suflet zic bine băi, cat ca tu pe tine. Ce nu mai merge treaba, treabă-te de ce că vorbeam. N-ai mă, n-ai, ești nebun, 5 week fost și uite unde dă. N-ai mă, n-ai. Lasă morții. Doamne, nu mai ai iurea, frate. Ai mă, mâncați ești gura ta. Nu uite ce-mi face ăsta cu Doamne, ce-mi face ăsta, frate. E imposibil cu aia. Are peste toți jucători. Imposibil. Nu pot să câștig un meci. Bă, nu știu ce se întâmplă, zici că intră dracu în jocul ăsta, când ai scor bun și după aia intri într-o transă de asta de 3-4 meciuri, nu mai poți să câștigi, le pierzi pe toate. Eu nu înțeleg ce se întâmplă, zici că intră dracu în jocul ăsta, e imposibil, frate. Eu nu pot să-mi explic. Joci bine câteva meciuri, frate, merge bine și după aia nu mai poți să legi nimic, nicio pasă, nici nimic, toate pasele le agați adversarul, tot. Ratezi orice situație 1v1 cu portarul, nu mai poți face absolut nimic, zici că ești legat de mâini de picioare. Uite, uite și tu, frate, cât de bine intri. Hai, măi, ești nebun la cap. Nu pot să-mi explic chestiile astea. Eu nu pot să-mi explic chestiile astea. Ori e cel mai mare script care a fost vreodată în jocul ăsta, ori eu nu pot să-mi explic. Nu pot să-mi explic. Imposibil, mă, imposibil, mă, uite și tu, mă, frate. A, mă, dacă și rata asta o ratez, mă, lasă-mă-n pana mea, frate. Care zi, mă spăl pe față și încerc să ofer o altă viață. Familie, am tot ce vreau, știu că n-am.
se omoară pentru bani. Na. Na, e prea de tot. E prea de tot. Uite, știi cum e efectiv jocul îi dă minge. Uite, știi. O morți ești, nebun. Dai mingea, mă, dai mă să dea gol, dai să dea gol. Dă mă că îmi dai autogol, mă. Îmi dai autogol, că văd că la mine nu merge. Dau numai în bar, apără tot ea și n-are rost. Asta, să dea el gol, să câștige el, că e meciul lui. Probabil vine și băiatul după câteva înfrângeri, trebuie să-i dea jocul. Free win, cum să zice. Niște free win, așa, la mișto. Ia uite, bravo, GG, uite skill, frate, uite skill. Da, frate, n-are rost să ne enervăm. Ce rost are să te enervezi pe meciurile astea? Că se vede clar că e mai bun adversarul, jucă. Le ratez pe toate, dau bară, apără tot, ia șin și la el orice... Orice rebound, orice aia sări la el, mi-a dat gol. În fine. Putem să luăm și noi mingea sau? Ah, ok, nu putem să luăm mingea. Ok, dacă nu vrea jocul, nu vrea. Hai, mă, dă gol în morții, mătii, a treia ocazie cu portarul singur și iar scoate Iașin. Pă verde degeaba, hai mă, lasă-mă frate să mă joc. Bună seara doamnelor, domnișoarelor, târfelor și domnilor. Bine ați venit la emisiunea noastră, tot după blocuri. Gazdele dumneavoastră ca și până acum sunt Capi, Tataie și Uzi. În această seară vom vorbi despre un subiect de multe ori ocolit. Anturajul. Ce este anturajul? Părțile lui pozitive și părțile lui negative. Să-i dăm drumul. Viața ta, viața ta, nu uita, nu uita. Anturajul este tot, asta nu se va schimba. Oh! A fost sau nu cu tine, ai fost sau nu cu el. Nu mai contează unde, când, ce, în ce fel. Viața ta, viața ta, nu uita, nu uita. Anturajul este tot. Na, nu pot să-i dau gol, Iașin. A patra ocazie cu Iașin, o scoate Iașin. E imposibil. Fiecare loc din lume include absolut tot, include fapte, nume de cartier, de loc, de bloc. Anturajul poate să fie partea bună, partea proastă dintr-o viață. Mi-amintesc atunci când mama îmi vorbea de anturaj. 2, 4, 6, 8, 10 ani au trecut la alt nivel, vorbesc. Imposibil, mă, imposibil. Doamne, eu n-am văzut, ca în meciul ăsta eu n-am văzut script mai mare. Mai mare ca în meciul ăsta eu n-am văzut script. Imposibil, uite și tu. Nu știu dacă se mai uite cineva la meciul ăsta, dar cred că e cel mai scriptat meci pe care l-am jucat eu până. Atâtea ocazii clare de gol, i-a scos tot portarul, Uite și tu. Efectiv vine cu umărul, zici că are o aură, așa, și îți ia mingea. Hai, mă, dă-o, dracu, că n-are putere în șut, mă. N-are putere în șut, mă, frate, mă. Și el de tine, dacă ție îți merge treaba și pentru el e bine. O să-ți dai seama dacă e tovărășie atunci când o să fie în buzunare doar 1000. Ca și tine am luat-o și eu pe un drum. Mi-a preferat pe cei cu Nike celor la costum. GG a fost mai bun, de la 3-0-3-3 avem băieți. Ceva păreri? Ce părere aveți? De la 3-0-3-3. N-am mai zis nimic. N-am mai zis nimic, uite. Da, explicăm și mie cum pot să trec de meciurile astea în care ăsta orice ocazie îmi dă gol. Deci ăsta e printre cele mai scriptate meciuri pe care le-am jucat eu vreodată de când mă joc jocul ăsta. Să ai atâtea ocazii clare de gol și totuși portarul să le scoată pe toate. Scoate mai, zici care trei mâini. Pă bune, na. Zici să nu te plângi, să rămâi calm. Uite, am rămas calm. Uite, Andrei Ianis.
Andrei Ianis, ești nebun în sinea lui, Andrei Ianis o să zică, bă, mamă, l-am bătut pe ăsta, i-am dat 3-0, n-a avut nicio șansă. Când colo, dacă i-arăți reloarea, Andrei Ianis... A avut Andrei Ianis 6 șuturi, 3 goluri, ești nebun? A avut gaming-ul meu 9 șuturi. 9 șuturi a avut cu aia. Am avut 4,8 expected goals. Printre cele mai scriptate meciuri pe care le-am jucat eu în jocul ăsta. 4,8 expected goals și n-am dat niciun gol. A avut Andrei Ianis, a avut 79 de tackling-uri, vă dați seama? Deci ăsta efectiv tot ce a făcut numai tackling-uri, non-stop tackling. Na, atâta s-a putut, ce să zic. Nu există script. Nu există, băi, script. A jucat mai bine Andrei Ianis. Degeaba scriezi ocazii, degeaba dai pe verde. Jocul te fute cum vrea el, te face cum vrea el. Salut, Robert. Ultimul meci, gata, că mi-ajunge pe ziua de azi. Fără nervi, fără nimic. Aia e. Din punctul meu de vedere, de asta e cel mai prost joc, pentru că e prea mare script în jocul ăsta. Am înțeles să fie script cu aia, că și anul trecut era, și acum 2 ani era. Da, anul ăsta, frate, las-o, dreac, cum frate, faci 3-0, după aia îți dă 3, te bat 3 inși pe script, ești nebun. Ce dreac, cum frate, ce plăcere să mai să te joci mizeria asta când te bat adversarii pe bază de script, că sare numai la ei și toate astea. Îi ajută jocul ca dreacu, ești nebun. Tu dai numai în bară, apără tot portarul, am avut și bară cu ăla. 4,8 expected goals și să nu dai niciun gol. Cu poarta goală, bară. Hai cu golul. Nu mai poți. N-ai cum să te joci. N-ai de ce să te mai joci pe live jocul ăsta. Ești nebun să te joci, Luke Elin, să te bată ăștia pe script? Anul trecut aveai 1-2 meciuri pe script în pana mea, anul ăsta toate. Mizerie totală. Cred că sunt singurul om care dă cu poarta goală bani. Și acum iar te lasă jocul să câștigi câteva meciuri. După care iar îți pune bețe în roate jocul, iar pierzi câteva meciuri la rând. Numai așa e Weekend League, mă jur. N-are niciun noi, mă. Am fost mai bun, am dat pe lângă. Ai? Suntem slabi, băi, Robi. Trebuie să învățăm să jucăm jocul, frate. Trebuie să înveți să dai pe poartă, nu pe lângă sau bară ca mine. Suntem noi slabi. Mai ales că dăm și pe verde, adică cel puțin eu dau majoritatea șuturilor pe verde, dar degeaba, că... Anul ăsta bombardierii nu mai folosesc time finishing. Anul ăsta bombardierii folosesc script. Da, Ciobi. Familii care lasă
Ai, mă, noi, mă, noi, de ce el? Uite, mă, unde îmi dă pas. Urâte meciuri, mă, la weekend, urâte rău de tot. Îți urâte rău, mă, nu mai ai plăcerea aia, mă, frate, să compenseze skill-ul ăla, nu știu. Toate meciurile urâte, toate meciurile Sara Iurea, toate meciurile cu aia, toate meciurile cu toți neauziții, cu toți labii, mă jur. Lăsând partea că te obosește psihică, te obosește psihică, tot cu toți labii te chinui, frate, de-aia te obosește. Se vede clar că n-au nicio idee de joc, habar n-au să joace jocul ăsta, frate. Ești nebun la cap și te bate sau eventual îți pune probleme. Dacă nu te bate, îl bați, dar îl bați cu greu, frate. Și de ce? Pentru că e varză cu carne, că se vede. Adică un om care știe să joace, se vede clar. Știe să țină de minge, știe să dea pase, știe să alea, bam, bam, nu se grăbește la faze, nu alea, nu trage din orice poziție, un jucător bun. Ăștia, ești nebun, te cu toți fraierii te chinui, frate, ești nebun. Deci efectiv cu toți fraierii te chinui, ca drept dovadă, de asta te obosește jocul ăsta psihic. Te ia mereu cu fundașii neselectați. În fine, nu mai contează. Noi, anul ăsta, 11-1 și la revedere, asta e, din păcate asta e. Din păcate asta e, frate. De la update la update, jocul a fost mai petardă. Ăsta îmi pune toate trei pauzele. Să nu mai vorbesc de comunitate de FIFA, că e cea mai jalnică de la, dar e din cauza jocului. Jocul fiind mai toxic, comunitatea a fost mai toxică. Pe la FIFA 20-21 nu era așa, frate, ești nebun. Lumea îți dona meciuri, țealea, nu era așa de toxică. Era și acolo, frate, cu calma, cu alea, dar atât. Pe acum ești nebun, înțeles? Era la FIFA 20-21 oameni care ți ieșeau la egal, ia duceți-vă aminte. Ieșea vreunul la egal, că eu nu mi-aduc aminte să fie ieșit. Păi nu eram oameni, mă, în comunitatea, de fapt nu erau oameni care ieșeau la egal, nimeni. Nu ieșea nimeni la egal, despre ce vorbim? Ca să vedeți cât de mizerie a ajuns. De ăștia devin și spun 3 pauze, spun 10 pauze, nu știi ce să mai facă, iese la 0-0, te egalează, iese. Deci nu știu cum să fie mai toxici. Pentru o impresie totală o să fac pe comandă interior din piele albă. Extract
terestru, un subscaun neon albastru, modificat masiv în spațiu ca să încapă numai patru. Pentru că tancul se transformă în avion, când pe bagheta din spate posta doar doi beton. Pe final precizez despre cum o să auzi și pe unde poți să vezi DVD normal, niște ecrane în tetiere, ca să nu poți să spui că nu e o plăcere. Vreo 4000 de vas putere, pentru că cine știe știe și cine știe cere. Asta-i tot, ne vedem pe străzi, te lasă îți combin mașina cu ce crezi. Cu tovare și mașină și cu bași în portbagaj, ne remarce pe de în peisaj. Rutim ușor, parcă e un miraj, senzație majoră cu 40 la oră. Cu tovare și mașină și cu bași în portbagaj, ne remarce pe de în peisaj. Rutim ușor, parcă e un miraj, senzație majoră cu 40 la oră. De ce oare vorbești tu despre mine? De ce oare mă pui la un loc cu tine? Poate nu-mi dau seama, cine știe, poate ai mâncat cu mine din aceeași farfurie. Incredibil. În fața mea nu ai cuvânt, nu mă cunoști deloc. A venit ăla din spate și mi-a luat minge. Oare ai fi făcut ca mine când băteam la uși? Oare te-ai fi simțit ca mine când eram respingi? Oare ai scris cumva în viața ta vreun vers pe care să îl ții pe o sală întreagă când apar pe scenă? Oare ai fi continuat când la Severin 30 de gabori au venit și ne-au încercuit? Nu cred, așa că tași din gură nepoate, ți-o dau la muie și ție și tuturor ca tine parte. Am zis ce am avut de zis, dă-te morții mătii. N-ai fost acolo, nu vorbi că nu știi. N-ai fost acolo, s-auzi tot ce am auzit. N-ai fost acolo. Incredibil, eu n-am văzut în viața mea să aibă cineva ghinion mai mare ca al meu. N-am văzut în viața mea așa ceva. N-am văzut în viața vieților să aibă cineva ghinion mai mare. Na, imposibil. E imposibil, trebuie să joc la lot. Am auzit că fraierii mă vorbesc de la spate. Frate, spui că mă cunoști din 97, țeapa ta. E ilegal, frate, ghinionul ăsta. E ilegal ghinionul ăsta, cum îi ține în meci. Uite, îi cade mingea în spate, numai căcaturi. În fiecare meci. Am furat și am vândut să fiu în rând cu băieții, asta-i tot ce-am vrut. Te roade gelozia că eu sunt mai tare. Peștele mic niciodată nu-l înghite. Meciul și bară. Vouă cum vă merge la weekend league, băieți? Mi-a pus ăsta 3 pauze la început de repriză și acum mă impune una. Eu nu înțeleg de unde are atâtea pauze. Până când să te mai ajute și pe tine? Sunt în grafic, nu mai joc. Cel mai bine. Ești bine. R1-24. Hai, Malan. Și acum mi se pare șmecher Malan ăsta. Ce-a făcut, mă? Bă, ce-i asta, mă?
Fii atent că îmi dă DNF. Îmi dă DNF, mă. Să n-am parte dacă nu e DNF asta. Păi cum a ieșit și fără să-mi arate mesajul ăla? A, a ieșit, da, am închis consola, am înțeles. Dar nu mi-a arătat mesajul ăla, știi că trebuie să-ți arate mesajul ăla când iese. Am crezut că îmi dă... A închis consola, păi e normal că a închis consola, cât să-l mai ajute jocul. Deci că a fost vreun meci echilibrat de s-a nervat ăsta, a închis consola. Probabil am apăsat eu când să dau pase, a fost timingul ăla. Timingul perfect, 4 cu 3. Mamă, nu-mi vine să cred, deci nebun de la 3 cu 0. Deci, așa e jocul ăsta. Jocul ăsta, salut Marian, salut Rize. Jocul ăsta așa e, frate, ești nebun. Faci 3 cu 0, 4 cu 0, după care trebuie să vină meciurile alea în care pierzi 2-3 la rând. După aia iar te lasă jocul, iar câștigi 3-4 meciuri la rând, după care iar trebuie să pierzi. Deci numai așa merge jocul ăsta. Era supărat că nu intra scriptul în el. Da, mă, da, e scenariul ăla, mă, frate, ești nebun. Dar pentru mine e la fel lui în fiecare weekend, nu știu cum e la voi, dar pentru mine e la fel. Adică câștig 3-4 meciuri, după aia pierd iar la rând, 3-4 meciuri le pierd la rând, 2-3 le pierd la rând. După aia iar mă las să joc, mai câștig 1-2, iar mai pierd un, iar nu știu ce. Și anul ăsta, na, în fine, nu mai zice nimic. Oricum 4 cu 3 e ok. Oricum 11-1 le facem lejer. Bun, poate e mai bine așa 4 cu 3 decât să fie avut vreo 5-6-7-1 și după aia să mă ardă jocul mai rău. Câteodată e mai bine să începi. Să începi așa. Băi, băieți, trebuie să închid și eu live-ul aici. Ne auzim pe mâine. O să deschidem, avem pachete mâine. Pentru mâine, cei care vreți să păstrați pachetele pentru mine și vreți să dați share play, vă aștept mâine. Să facem și noi un pack opening corect mâine. O să fie jucător bombă. Vor băga bombă, jucător bombă în seara asta. O să fie super tare. O să fie super tare promoția Team 2 de la Football Day. Și dacă vreți să vă pregătiți cu coinși să deschideți pachete, ieșiți mai ieftin decât cu FP-uri. Dacă vreți să vă pregătiți cu coinși, intrați aici pe U7Buy și luați-vă și voi acolo să aveți pe dreapta un 500 de mii, un milion de coinși, să deschideți și voi un pachet de la Schmecker. 109 lei. Băgați și voi codul aici să mă ajutați și pe mine și vă ajutați și pe voi GMG și o să plătiți 103 lei pentru 500 de mii. Asta în cazul în care vezi că sunteți mulți care deschideți pachete cu FP-uri sau cu coinși, eventual. Bun, astea fiind spuse, băieți, ne auzim mâine, numai bine, sănătate, seară bună, vă doresc și aveți grijă de voi.